A scăpat cu viață dintr-un accident rutier, dar a decedat în altul în aceeași zi. Un bărbat de 64 de ani a murit după ce ambulanța care îl transporta spre spital a fost implicată într-un grav accident în orașul Cioltenești. Lanțul tragediei a pornit în dimineața de 19 iunie în satul Cotiujenii Mari din același raion. Un șofer în vârstă de 35 de ani ar fi pierdut controlul asupra volanului și s-a tamponat violent cu un microbuz în care se afla șoferul de 64 de ani, originar din satul Recești, dar și o pasageră de 65 de ani. În urma accidentului, ambele vehicule s-au răsturnat pe câmpul de la marginea drumului, iar cele două persoane din mașina ce se deplasa regulamentar, dar și conducătorul care a pierdut controlul asupra volanului au fost rănite și transportate de urgență spre spital. Din nefericire, în drum spre instituția medicală pe o stradă din orașul Cioldenești, ambulanța în care se aflau victimele a fost și ea implicată într-o coliziune violentă. Auto specială a fost tamponată într-o intersecție de o mașină condusă de un tânăr de 24 de ani, care preliminar nu ar fi acordat prioritate ambulanței. În urma accidentului rutier, bărbatul de 64 de ani, victimă a primului accident, a murit la fața locului, iar felcerul a suferit mai multe traumatisme. Toți conducătorii mijloacelor de transport au fost testați alcool scopic, acestea fiind negative. Pe cazuri sunt pornite procese penale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.